găsit, vă spunem tuturor, într-o zi ploioasă și e bine că este așa, cel puțin pentru fermieri, pentru agricultori. Stăm de vorbă cu deputatul PSD de Călăraș și domnul Sorin Vrăjitoru. Bine ați revenit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Sunteți fermier, în primul rând, aș zice, înainte de a fi deputat, nu? Sunt deputat acum. Sunteți deputat în emisiunea asta. Da. Pentru fermierul Sorin Vrăjitoru, cât de importante sunt ploile astea? Nu este vorba de Sorin Vrăjitor aici, este vorba de întreaga agricultură din România și din Călăraș. Aceste ploi au venit la timp, pot să spun, este o mană cerească, ajută fermierii în plină campanie de semănat a floare soarelui și a porumbului. Uh-huh. Unii deja au terminat campania, alții de-abia acum încep, dar ploile sunt extrem, extrem de binevenite. E mai prin nord și prin centru a mai nins, a mai plouat. La noi e foarte mare problemă. Sudul, ca întotdeauna, da, sudul suferă în ultimii ani din cauza lipsei de precipitații. În ultimul an, cel puțin în anul agricol 2018-2019, am început cu o secetă excesivă în toamnă. În iarnă nu am avut precipitații, nu am avut zăpadă. Nu am avut acumulări în sol de apă. Primăvara a debutat de asemenea cu un timp extrem de secetos, nu au fost ploi. De-abia de săptămâna aceasta, săptămâna trecută, au venit ploile, ne bucurăm. Dar nu sunt suficiente. Nu sunt suficiente. Ce vești aveți? Se anunță că în continuare o să ne tot plouă. Se anunță, dar noi ne bazăm pe certitudini. Ploaia, pe certitudini. Știți că timpul este probabil. O certitudine, domnul deputat, ar fi implementarea programului de irigații anunțat de guvernarea PSD, ALDE. Partidul Social Democrat a venit în 2016 în campania de la parlamentare și am promovat acest capitol de irigații cu un fond de 1 miliard de euro pentru sistemul de irigații din România. Este un proiect extrem de ambițios. Și aici fac o paranteză. La dumneavoastră, în emisiuni, în repetate rânduri, tot am făcut, am adus vorbire despre județul Călăraș, despre irigațiile din județul Călăraș, de stația de repompare, de pompare de la 388, de la Ciocănești, care la momentul respectiv, poate că ceea ce vorbeam nu avea atât de mare credibilitate, fiindcă de 28 de ani nu s-a făcut nimic. Păi de 28 de ani s-a tot vorbit. S-a tot vorbit. Și atunci cine să mai creadă? Trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că sunt mulți sceptici, e mult scepticism când vorbim despre irigații și despre irigații. Absolut, pentru asta cred că la un moment dat nu suntem credibili, dar săptămâna trecută la stația de la 388 de la Ciocănești, împreună cu domnul ministru al agriculturii, domnul Daia, domnul președinte Liviu Dragnea și dumneavoastră media locală a fost invitat, ați văzut pe viu ce înseamnă să avem din nou apă pe canalele de irigații din județul Călăraș. Este o investiție extrem de importantă, ea a fost pornită cu circa un an și jumătate în urmă, nu este finalizată. Când finalizată? Deci ea are în componență 5 nave. 5 sunt nave care extrag. Finalizate. Sunt două finalizate. A fost decolmatat de circa 300 de metri de canalul din aducțiune din Dunăre. Deci două sunt finalizate, mai sunt încă două pe drum și una care urmează să intre în procedură. Probabil că în următorii 2 ani ar trebui să vorbim despre investiția asta ca fiind finalizată. Investiția este finalizată. Deja ea, în mare parte, mă refer la stația propriu-zisă, uh-huh, și la pompele de aducțiune, precum și tot ce înseamnă angrenajul electric este pus în funcțiune și ca funcționează. Ca și implementarea a mers destul de bine sau neașteptat de bine. Termenul era octombrie, anul acesta era termenul, ea a fost devansată și ce este cel mai important, toate lucrările de amenajare, inclusiv din ceea ce privește circuitele electrice, au fost făcute cu firme din România. Deci banii de la guvernul României s-au întors înapoi în firmele din România și au rămas în România. Da, se mai întâmplă și lucruri bune. Aș vrea să vorbim și în continuare. Mai este ceva de adăugat. Prin această investiție, în prima fază, se pot iriga circa 20.000 de hectare de teren, urmând ca investiția, în momentul când este finalizată, să atingem circa
în jur de 70.000 de hectare de teren agricol să putem să, să poată să fie irigat. Da, 70.000 de hectare deja e o suprafață țineți importantă că despre care merită să vorbim. Județul Călăraș are în jur de 10.411.000 de hectare de teren agricol da, declarat la APIA, mă refer. Un sfert din suprafața terenurilor însămânțate, ca să zicem așa. Mă refer, nu, da, cele care... Așa. În contextul acesta s-a vorbit și despre canalul Bărăgan-Siret sau Siret-Bărăgan. Este o investiție extrem de importantă. Ea a fost începută cu 10 de ani în urmă, nu a fost finalizată. Și a fost trecută. În fiecare an se tot vorbește acum, că tot suntem la capitolul ăsta. Se tot vorbește, dar nu se pot face toate odată. Trebuie să înțelegem că avem multe priorități în țara. Da, e pe lista de priorități, și aceasta că a fost este o prioritate. Anunțată de președintele dumneavoastră. Și aceasta este o prioritate, de a fost transferat Ministerului Agriculturii și, din câte știu, se începe și cu bugetarea, a fost bugetat. În sfârșit. În sfârșit, da. Dacă da. Se va și întâmpla. Rămâne de văzut până la anul cum vor sta lucrurile. Noi trebuie să cheltuim acest miliard de euro pentru sistemele de irigații și, pe urmă, vom vedea dacă fermierii din România sunt sau nu sunt mulțumiți. Ați fost împreună cu ministrul Deneș la Borcea, că de acolo veniți. Da, venim de la Borcea. Vizita domnului ministru Deneș împreună cu domnul președinte Iacomi și cu doamna senator Roxana Pațurcă și colegii mei din organizație, vicepreședinți, continuă încă. Am plecat să vin la dumneavoastră în emisiune. Este o prezență importantă în județul Călăraș. Partidul Social Democrat v-a obișnuit în ultimele săptămâni sau cu vizite importante ale miniștrilor din Guvernul României în organizația noastră. Asta înseamnă că organizația noastră este pe harta de priorități. Asta înseamnă că îi aduceți cu picioarele pe pământ la propriu, că din birou de la București mi-e greu să cred că pot fi înțelese problemele oamenilor din teritoriu. Este pe parțial adevărat. Miniștrii noștri sunt informați, știu despre problemele din teritoriu, de la noi, de la parlamentari. Dar e bine să le și vadă. Dar este și bine să și vină în teren să vadă exact prioritățile sau o prioritizare a investițiilor pe care urmează să le desfășoare în perioada următoare. Sunteți membru al Comisiei pentru Agricultură, încă o dată, repet. Da. Din de câte ori ați venit în emisiunea noastră, ați venit și cu noutăți pentru fermier, că e cea mai mare zonă de interes, știut fiind că agricultura, din fericire sau din păcate, că nici nu mai știm cum e mai bine, e ramura principală a economiei călărășene. Spun asta gândindu-mă la faptul că, iată, avem producții spectaculoase, dar le dăm altora să le prelucreze. Noi ne mulțumim cu materia de bază, nu? Cu materia primă. Să o exportăm și să luăm banii pe ea. Da. La asta mă refeream. Noutăți pentru agricultori aveți? Avem noutăți. Sunt cele două legi care la fel am făcut vorbire în timp ce ele parcurgeau etapele legislative în Senat și în Camera Deputaților. Cele două legi se referă la sectorul avicol și sectorul suinelor. Da. Este un program implementat prin Guvernul României, deci sunt bani românești, nu sunt fonduri europene, nu sunt bani de la Bruxelles. Acest program vine în sprijinul și în ajutorul celor care doresc să facă reproducție, incubație și creștere în sectorul avicol și de asemenea reproducție și creștere în sectorul suinelor. Acest program se va desfășura prin direcțiile județene agricole. Este un program extrem de bun, el pleacă de la o finanțare nerambursabilă de 40%, se adaugă procentual cu câte 20% dacă societatea se află în zonă defavorizată de investiții, deci putem ajunge la 60%. Iar în mai județul putem... Călăraș avem zonă defavorizată de investiții? Suntem zone defavorizate de investiții. E cu important excepția, ca oamenii să știe. Cu excepția zonei Chirnogi și a zonei... mai este o localitate care îmi scapă, mi se pare că Ștefan cel Mare, dacă nu mă înșel, care este... care nu face parte din acest ansamblu. Deci avem 60%. Putem să ne ducem cu încă 20% puncte procentual
pentru tinerii care sunt sub 40 de ani și fac aceste investiții. Deci este important, încercați oarecum să-i fidelizați în special pe tinerii care vor să investească în agricultură, care vor să devină fermieri. Care vor să integreze producția, să nu mai plece marfa brută la export, în momentul în care are cultură fermă de cultură vegetală și are și zootehnie acum, că asta este una din condițiile în care să ai și zootehnie acum, poți să dezvolți afacerea, incluzând grâu, porumb, cei în teren, să integrezi în zootehnie, creăm valoare adăugată, creăm TVA, creăm bunăstare pentru statul român și TVA pentru statul român. Din contactele pe care le aveți, cele de până acum, există interes pentru un astfel de proiect în zona noastră? Sau pentru astfel de proiecte? Eu zic că ar trebui să existe un interes major, fiindcă acești bani nerambursabili nu sunt condiționați decât de o cofinanțare de 10 sau 20% din totalul de 100%. Deci fermierul trebuie să vină cu până la 20% aport propriu. Dacă întrunește aceste condiții, uh-huh, de la 40%, pe urmă 20% să fie în zona defavorizată, să fie și tânăr fermier. Pentru legumicultori? Pentru legumicultori, celebru program Tomata cu 3.000 de euro sprijin, acest program, repet, se desfășoară tot prin direcțiile agricole, va continua. Alocarea bugetară din acest an este de 50 de milioane de euro. Avem alocare bugetară prins în bugetul de stat de 50 de milioane de euro. El este un real succes. Și, vom avea roșii românești pe piață. Da. Până toamna târziu. Și el va continua, da. Inclusiv președintele Liviu Dragnea, și este o discuție și în Comisia de Agricultură și la Ministerul Agriculturii, să dezvoltăm aceste tipuri de proiecte, aceste programe și pentru alte categorii de produse. Adică? Orientativ așa? Bardei, usturoi, ceea ce noi nu putem să producem și importăm, și cu ocazia asta încercăm să echilibrăm și balanța comercială. Și din păcate, cantității destul de mari, că am tot văzut usturoi pe piață venind din foarte departe. China și... Da, da. Și cred că e mare păcat. Mai ales că nu cred că e așa de complicat să cultivi usturoi. Nu știu fișa tehnologică a cultivării usturoi, dar ce se discută acum nu este încă aprobat. Se va merge de la 1.000 de euro, cât era inițial subvenția pe la usturoi, la 3.000 de euro. Dar încă nu e, programul nu este lansat. Ar putea să fie stimulativ, pentru că în ultima vreme tot auzim vorbindu-se despre plantații de alun, de tot felul de... Este important și alunul, este important fructe exotice. Orice cultură care aduce profit fermierilor din România și românilor. Domnule deputat, poate ne întâlnim să vorbim și despre proiectele astea la nivelul județului Călăraș, pentru că înțeleg că nu sunt deloc puține proiectele pe fonduri europene, dar și cu aport de investiție din partea beneficiarului. Și cred că este foarte, foarte important să le spunem oamenilor, cel puțin acelora care încă mai sunt pe aici și mai sunt și interesați să cultive pământul, cam ce ar putea să facă ca să trăiască bine și ei și familia, dar până la urmă și comunitatea, nu? Că de aici vin banii la buget. Vă dau un exemplu. Am stat de vreo cu ceva timp în urmă cu doi fermieri de la Grădiștea, cred că din Cunești sunt, în care au fost acreditați să cultive plante busuioc bio, în sistem bio, au un contract. Plante aromatice? Plante medicinale și aromatice, uh-huh, da. Au un contract cu un lanț de magazine extrem de mare din România. Iată, și povestea, da, și povesteau că nu fac față cereri. Și în acelora care au câte o bucățică de pământ. Da, acești doi fermieri cultivă pe 7.000 de metri. Deci doar 7.000 de metri. Doar 7.000 de metri, caută acum să extindă, aveau o problemă deci cu forța. Deci se poate și pe suprafețe mici de teren. Suprafețe mici, în sprijinul lor am venit și cu acea inițiativă legislativă. Ați anticipat că am vrut să vă întreb cu forța de muncă. Așa, inițiativă legislativă, scuze. Cu inițiativa legislativă
a mea de modificare a codului fiscal, la articolul 105 aliniatul 2 din codul fiscal, în care erau trecute 13 categorii de produse vegetale. Eu am venit cu amendament la acest articol la codul fiscal, la poziția 14, am trecut plantele medicinale și aromatice fiind scutite de impozitul pe venit și intrând în această categorie de scutiri pe taxa de impozit pe venit. Da, revenind la forța de muncă, că da, aici am rămas cu subiectul. De unde spuneați că se plângeau că n-au forță de muncă, nu? De unde aducem oameni să mai muncească? Că la noi n-a prea mai rămas forță de muncă activă. Din păcate, spunem din păcate, acum două săptămâni am fost într-o delegație în Italia cu Comisia de Agricultură. Sunt onorat, am făcut parte din delegație. Am avut o întâlnire foarte bună la Camera Deputaților în Parlamentul Italian, cu Comisia de Agricultură acolo. Și ulterior am avut o întâlnire la sediul ambasadei României cu domnul ambasador al nostru acreditat la Roma. În discuțiile purtate cu domnul ambasador a reieșit ideea că, și am purtat discuții în acest sens, în ceea ce privește forța de muncă și românii care îi avem în Italia. Să nu ziceți că se întorc românii să muncească. O să aveți o surpriză. Avem circa 1.200.000 de români rezidenți în Italia. Da. Am fost împreună cu domnul ambasador și cu cei de la ambasadă, inclusiv la câteva ferme de lângă Roma, în care am găsit muncitori români. Da. La o fermă de sparanghel. Nu contează. La o fermă, La o fermă, îmi scapă. E o plantă care eu consumă foarte mult în România, încă nu. Anghinare. Așa. Și ne povesteau românii de acolo că cred că jumătate vreau să întoarcă în România. E un lucru foarte bun. Mai rămâne să aibă și unde. Unde și la ce? Locuri de muncă în România există. Acum. Acum, depinde dacă sunt sau nu bine plătite. Că știți foarte bine, am adus străinii pe 1000 de euro, că pe ei noștri n-am fost în stare să-i plătim care nici măcar cu vorbeam. Venea dintr-un sector de construcții. Da. Știm foarte bine că s-a modificat legea și salariul minim în construcție este 3.000 de lei, astăzi când vorbim în România. Ori ei în Italia lucrau pe un salariu de 1.000-1.200 de euro. Și au spus că le convine mai mult să se întoarcă în țară decât să vină să muncească acolo. Am și demarat unele discuții cu domnul ministru al muncii și acum sper să vedem pe cine o să fie nou ministru al României de pretutindeni și cu ambasada României în Italia. Încercăm să facem o bursă a locurilor de muncă online. Ideea e foarte bună, în sfârșit. Da. Ca să știe și oamenii de acolo ce ofertă ar avea în țară. Ce ofertă avea în țară, să aleagă cu în cunoștință de cauză. Cu implicarea ambasadei României de la Roma. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune și cu siguranță veți reveni să ne dați vești despre programele speciale acestea despre care tot vorbim, adresate fermierilor și mai ales acelora. Mai aveați multe, sunt convinsă. Am vizitat inclusiv, am fost la sediul FAO. Sediul FAO este un organism internațional care se ocupă de alimente și hrană. Se fac predicții pe 10, 15, 20 de ani în acest organism internațional. Cu șanse foarte mari pentru România, dar rămâne de văzut dacă le putem valorifica. Le putem, avem o delegație extrem de bună acolo. Am făcut discuții la Parlamentul Italian vis-a-vis de susținerea pentru fermierii români în ceea ce privește convergența plăților. Avem multe de discutat și m-aș bucura ca într-o emisiune viitoare să putem să le detaliem. Mulțumesc foarte mult pentru prezența. Mulțumesc și pentru invitație.